Capitolul 10. Iată pe cei ce și-au pus pe cetea. Dregătorul Neemia, fiul lui Hakalia, Zedechia, Seraia, Azaria, Ieremia, Pașhur, Amaria, Malchia, Hatuș, Shebania, Maluc, Harim, Meremot, Obadia, Daniel, Gineton, Baruc, Meșulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, Shemaia, Preoți. Leviții, Josua fiul lui Azania, Binui, din fiul lui Henadad, Cadmiel și frații lor Shebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan, Mica, Rehob, Hashabia, Zacur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani, Beninu. Căpetenile poporului, פרעוש, פחת מואב, אלאם, זתו, בני, בוני, אסגד, בביי, אדוניה, בגבי, עדין, עטר, אזקיה, עזור, הודיה, חשום, בצאי, חריף, ענתות, נבעי, מגפיאש, משולם, הזיר, משזבל, צדוק, ידוע, פלטיה, הנן, עניה, חוסיה, הנניה, חשוב, הלוהש, פלהה, שובק, רחום, השבנה, מעשיה, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Baana. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, orânduirile și legile lui, am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării, și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea, și să nu cerem plata niciunei datorii. Hotărâri pentru întreținerea slujbei. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un ciclu pe an pentru slujba casei Dumnezeului nostru, pentru pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispășire pentru Israel și pentru tot ce se face în casa Dumnezeului nostru. Am tras la sorți, preoți, leviți și popor pentru lemnele care trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar la casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părintești, la vremi hotărâte, ca să fie ars pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, cum este scris în lege. Am hotărât să aducem în fiecare an la casa Domnului cele din tâi roade ale pământului nostru și cele din tâi roade din toate roadele tuturor pomilor să aducem la casa Dumnezeului nostru preoților care fac slujba în casa Dumnezeului nostru pe întâi născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, cum este scris în lege, pe întâi născuți ai vacilor și oilor noastre. Să aducem preoților în cămările casei Dumnezeului nostru cele din tâi roade din plămădeală și darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must și din unt de lemn și să dăm zeciuială din pământul nostru leviților, care trebuie să o ia ei înșiși în toate cetățile așezate pe pământurile pe care le lucrăm. Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții când vor ridica zeciuiala și leviții vor aduce zeciuială din zeciuială la casa Dumnezeului nostru, în cămările casei visteriei. Căci copiii lui Israel și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de must și de unt de lemn. Acolo sunt uneltele sfântului locaș și acolo stau preoții care fac slujba, ușierii și cântăreții. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Capitolul 11. Împărțirea noilor locuitori Căpeteniile poporului s-au așezat la Ierusalim, Cealaltă parte a poporului a tras la sorți pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea sfântă, iar ceilalți să locuiască în cetăți. Poporul a binecuvântat pe toți cei ce au primit de bună voie să locuiască la Ierusalim. Iată că căpetenile ținutului care s-au așezat la Ierusalim, în cetățile lui Iuda, fiecare s-a așezat în moșia lui în cetatea lui Israel, preoții și leviții, slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon. La Ierusalim s-au așezat unii din fiii lui Iuda și din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiul lui Pereț și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Colhoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Shiloni. Toți fiii lui Pereț care s-au așezat la Ierusalim au fost 468 de oameni viteji. Iată fiii lui Beniamin, Salu, fiul lui Meshulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia și după el Gabai și Salai, 928. Ioel, fiul lui Zicri, era căpetenia lor și Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetății. Din preoți, Edaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Tzadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul casei lui Dumnezeu și frații lor care făceau slujba casei, 822. Adaia, fiul lui Eroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amții, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia și frații săi, capii caselor părintești, 242 și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer și frații lor, oameni viteji, 128. Zabdiel, fiul lui Gedolim, era căpetenia lor. Din Leviți, Shemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, Șabetai și Iozabad, însărcinați cu treburile de afară ale casei lui Dumnezeu și făcând parte din căpeteniile leviților. Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune și Bagbuchia, al doilea din frații săi și Abda, fiul lui Shamua, fiul lui Galal, fiul lui Jedutun. Toți leviții din cetatea sfântă erau 284 și ușierii, Acub, Talmon și frații lor, păzitorii porților, 172. Cealaltă parte din Israel, din preoți și din leviți, s-au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moșia lui. Slujitorii templului s-au așezat pe deal și aveau de căpetenii pe Țiha și Ghișpa. Căpetenia leviților la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții însărcinați cu slujba casei lui Dumnezeu căci era o poruncă a împăratului cu privire la cântăreți și li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi. Petahia, fiul lui Meșezabel, din fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era dregătorul împăratului pentru toate treburile poporului. Cât despre sate și câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au așezat la Chiriat Arba și în locurile care țin de el, la Dibon și în locurile care țin de el, Iecabțel și în satele care țin de el, la Yeshua, la Molada, la Bet Palet, la Hazar Shual, la Beersheba și în locurile care țin de ea, la Ciclag, la Mecona și în locurile care țin de ea, la Enrimon, la Zoria, la Yarmut, la Zanoah, la Adulam și în satele care țin de el, la Lachis și în ținutul lui, la Azeca și în locurile care țin de el. S-au așezat astfel de la Berșeba er până la valea lui Hinom. Fiii lui Beniamin s-au așezat de la Gheba, la Micmaș, la Aia, la Betel și în locurile care țin de el, la Anatot, la Nob, la Hanania, la Hatzor, la Rama, la Ghitaim, la Hadid, la Zeboim, la Nebalat, la Lod și la Ono, Valea Lucrătorilor. Au fost unii leviți care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda. Capitolul 12. Numărătoarea preoților și leviților Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Shealtiel și cu Iosua, Seraia, Ieremia, Ezra, Amaria, Maluc, Hatuș, Șecania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maadia, Bilga, Shemaia, Ioiarib, Jedaia, Salu, Amoc, Hilchia, Jedaia. Aceștia au fost căpeteniile preoților și a fraților lor pe vremea lui Josua. Leviți! Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu frații săi cântarea laudelor. Bacbuchia și unii care își împlineau slujbele lângă frații lor. Iosua a născut pe Ioachim, Ioachim a născut pe Eliashib, Eliashib a născut pe Ioiada, Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. Iată care erau pe vremea lui Ioachim preoții capi de familii pentru Seraia, Meraia, pentru Ieremia, Hanania, pentru Ezra, Meșulam, pentru Amaria, Iohanan, pentru Meluk Ionatan, pentru Shebania, Iosif, pentru Harim, Adna, pentru Meraiot, Helkai, pentru Ido, Zaharia, pentru Gineton, Meșulam, pentru Abia, Zikri, pentru Miniamin și Moadia, Piltai, pentru Bilga, Shamua, pentru Shemaia, Ionatan, pentru Ioiarib, Matnai, pentru Iedaia, Uzi, pentru Salai, Calai, pentru Amok, Eber, pentru Hilchia, Hashabia, pentru Iedaia, Netaneel. Pe vremea lui Eliashib, lui Ioiada, lui Iohanan și lui Iadua, leviții, capii de familii și preoții au fost scriși sub domnia lui Dariu Persanul. Fiii lui Levi, capii de familie, au fost scriși în cartea cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Căpetenile leviților, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel și fraților împreună cu ei, stând unii în fața altora, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. Matania, Bagbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Iacub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porți. Ei trăiau pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotzadac și pe vremea lui Neemia, dregătorul și pe vremea preotului și cărturarului Ezra. Sfințirea zidurilor la sfințirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, alăute și arfe. Fii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului, din Bet Gilgal și din ținutul Ghebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate în prejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățit și au curățit și pe popor porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate din căpetenile lui Iuda, Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Shemaia și Ieremia. Unii din fiii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Shemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf și frații săi, Shemaia, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. La poarta izvorului s-au suit drept înainte pe treptele cetății lui David, pe zidului, deasupra casei lui David, până la poarta apelor, spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui venea mieu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat apoi pe deasupra porții lui Efraim pe deasupra porții celei vechi pe deasupra porții peștilor pe deasupra turnului lui Hananel și pe deasupra turnului Mea până la poarta oilor și s-au oprit la poarta temniței cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu și tot așa și eu și drăgătorii care erau cu mine și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu și Maaseia, Shemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Izrahia. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Așezarea dregătorilor templului În ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților. Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele, după rânduiala lui David și a fiului său Solomon căci odinioară, pe vremea lui David și lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor zi de zi. Au dat leviților lucrurile sfințite, iar leviții au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfințite cuvenite. Capitolul 13. Călcarea de lege a lui Eliashib. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă, și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliașib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat în voire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Zeciuielile aduse din nou. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții, însărcinați cu slujba, fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? și am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din unt de lemn. Am dat cămările în grija preotului Șelemia, cărturarului Țadoc și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adaos și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Aduți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuiesc păzite în ea. Sfințirea sabatului pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând znopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și zmochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai marii lui Iuda și le-am zis, Ce însemnează această faptărea pe care o faceți pângărind ziua sabatului?" Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel, pângărind sabatul. Apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra și să nu se deschidă decât după sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la porți să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului. Și așa, negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată și de două ori afară din Ierusalim. I-am mustrat și le-am zis, pentru ce stați noaptea înaintea zidului? Dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi. Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul Sabatului. Am poruncit și leviților să se curățească și să vină să păzească porțile, ca să sfințească ziua sabatului. Aduți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri și ocrotește-mă după marea ta îndurare. Mustrarea pentru femeile străine tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste azdodiene, amonite și moabite. Jumătate din fiii lor vorbeau limba azdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat și i-am blestemat. Am lovit pe unii din ei, le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu zicând, Să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel?" Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor. El era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Și acum trebuie să auzim despre voi că să o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru, luând neveste străine? Unul din fiii lui Ioiada, fiul marelui preot Eliashib, era ginerele lui Sanbalat, Horonitul l-am izgonit de la mine. Aduți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. I-am curățit de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui, în ce privea atât darul lemnelor la vremi hotărâte, cât și cele din tâi roade. Aduți aminte de mine spre bine, Dumnezeule,